Procurorul Cătălin Borcoman, fost șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Brașov, va reprezenta România în parchetul european. Procurorii europeni, numiți luni, vor supraveghea investigațiile sub coordonarea procurorului șef european Laura codruța Chioveși. Cătălin Laurențiu Borcoman, cel care va reprezenta România, a explicat că numirea în funcția de procuror european este o realizare importantă pentru cariera sa. Consider că este o realizare importantă pentru cariera mea și sunt onorat să fiu primul reprezentant al României în această nouă instituție a Uniunii Europene. Sunt nerăbdător să încep această provocare pentru a oferi experiența mea profesională la organizarea și consolidarea parchetului european, o instituție ce va fi eficientă și independentă, astfel încât să câștige încrederea tuturor cetățenilor Uniunii în ceea ce privește protejarea drepturilor și intereselor lor legitime și în ceea ce privește aplicarea imparțială a Legii. Procurorul Brașovean Cătălin Borcoman a instrumentat dosarul cu referire la fuga lui Omar Haisam din România, dar a coordonat și investigația legată de furtul la 15 arme de la unitatea militară din Ciorogârla. De asemenea, Cătălin Borcoman a lucrat la dosarul în care este vizat și a fost arestat fostul șef al Direcției de Informații și Protecție Interne din MEAI, Gelu Oltean. Găsiți lista cu cei 22 de procurori europeni pe site-ul nostru www.brașoft.org.